Doresc foarte mult să mă descurc, să le ajut pe fete, să colaborăm cu doamnele de la județ, cu doamna Dora și cu toată lumea. Și să ne meargă bine. Aveți ceva planuri de viitor cu organizația? Păi, deocamdată încă nu. Deci nu am mers chiar așa departe. Dar o să ne întâlnim și o să avem. Sigur o să avem. Deci nu avem un plan deocamdată. Chiar astăzi nu mai ne-am organizat. Deci e prima ședință la Comitetul de Femei. Da, am asistat azi la un moment important în viața organizației comunale Tureni, respectiv constituirea organizației de femei a Comunei Tureni și sper că am ales în președinta acestei noi organizații viitorul primar de Tureni. Îmi doresc din suflet acest lucru pentru cetățenii Comunei Tureni și, evident, pentru Partidul Social Democrat. În legătură cu... Am participat astăzi la alegerea președintei organizației din Tureni. Sunt încântată că am fost alături de ele, încă de la început, le-am sprijinit și am dorit cu orice preț să ia ființă aici organizația de femei. Era singurul sat care nu avea încă o organizație bine definită, mă refer la femei. După cum am văzut, au reușit în timp record să se mobilizeze și astăzi au ales-o pe Marcela, eu îmi pun mari speranțe în ea și voi căuta să le sprijin și să facem acțiuni comune, pentru că nu le pot lăsa singure. De altfel și Mihaela Rozor spunea lucrul acesta, că le va sprijini. Eu voi căuta permanent să pun acțiuni în care să le invit și apoi, eventual, să le ajut să facă în comună anumite acțiuni specifice satului. Pentru că fiecare sat are anumite trăsături specifice. Voi căuta în mod deosebit să le sprijin. Dacă vom putea să și găsim o viitoare candidată la primărie, ar fi excelent. Mulțumesc!